Postul președinte PNL OLT, senatorul Liviu Voiculescu, a ales să facă politică și administrație în cadrul echipei PSD OLT. Acesta a condus PNL din județul OLT din 2018 până în 2023 când în urma unor presiuni făcute asupra sa și altor membri importanței a organizației, a ales să demisioneze. Decizia a venit în urma tensiunilor din tabăra olteană a liberalilor, care au condus anterior la plecarea din organizația fostului prefect de Olt, Florin Homoreanu, a patru din cei 12 primari și a zeci de consilieri județeni și locali, în frunte cu liderii mai multor organizații de orașe și comune. Senatorul a anunțat că pe viitor va continua să activeze în grupul PSD din Camera Superioară a Parlamentului.